de 4 februarie, în fiecare an este numită zi mondială de combatere a maladiei cancer. Această maladie este o problemă socială, fiindcă din an în an tot mai mulți pacienți, mai mulți bolnavi de cancer pe globul pământesc, în Republica Moldova, cât și în raionul noi, se îmbolnăvesc. Pentru a micșora numărul de pacienți cu maladii canceroase, sunt necesare de efectuat foarte multe măsuri organizatorice, cât și de promovare a modului sănătos de viață. Dacă câteva date statistice, aproape peste 7.000 de oameni în fiecare an în Republica Moldova sunt depistați primar cu această maladie. În raion la noi, în 2012, au fost depistați 225 de bolnavi de cancer. Este un număr destul de mare și suntem la nivelul anului trecut, adică pe parcursul ultimilor 3-4 ani, avem înregistrați peste 200 de bolnavi în fiecare an. Pe primul loc se află cancerul organelor gastrointestinale. S-a revedere stomacul, ficatul, intestinul gros, intestinul subțire și alte organe interne. Pe planul 2 este cancerul pulmonar, cancerul glandei mamare și organelor genitale la femei. E clar că este foarte dureros să vorbim despre acei bolnavi care au fost depistați, care s-au îmbolnăvit de această maladie. Însă, lucrătorii medicali efectuează anumite măsuri de profilaxie, de depistare cât mai rapidă a acestor maladii. În fiecare an, cum am menționat, se duce un lucru de promovare a modului sănătos de viață, să are în vedere acele măsuri care ar duce la prevenirea cancerului. În primul rând, aș spune câteva cuvinte despre aceste măsuri. Cancerul pulmonar este dovedit că 95% din acei bolnavi depistați sunt fumători. Alt cancer la organele gastrointestinale, am în vedere stomacul, ficatul, intestinele, pancreasul, se depistează mai mult la bolnavii care folosesc băuturi alcoolice în măsuri destul de mari și nu se alimentează corect. În ultimul timp se vorbește și despre factorii din atmosferă, adică multe substanțe care circulă în atmosferă acționează negativ și duc la apariția cancerului. Ce măsuri s-ar putea de făcut pentru depistarea la timp acestor maladii? Se știe și se vorbește de mulți ani că fiecare cetățean are un medic de familie și el este obligat că cel puțin o dată pe an să se adreseze la acest medic, chiar dacă este sănătos, pentru a trece un control profilactic. Să are în vedere controlul radio-microfotografic la plămâni, controlul oncoprofilactic al femeilor la medicul ginecolog, cât și alte probe, analize, investigații la necesitate. Dacă medicul socoate că sunt necesare, controlul glandelor mamare, cât și alte investigații, la fel la necesitate, dacă este suspectat.
În afară de medicul de familie, acest control se efectuează la cabinetul de planificare a familiei, la cabinetul medicilor ginecologi, la medicul oncolog, chiar și la ceilalți specialiști al secției consultative. Aș vrea să spun că în acest domeniu activează toți medicii, medicii începând cu de la centrele de sănătate, oficii medicilor de familie, centrul medicilor de familie din Strășeni, secția consultativă a Spitalului Raional, cât și secțiile spitalului. E clar că este un lucru destul de anevoiaș, fiindcă cancerul se manifestă prin diferite forme, depinde de ce organ este afectat și necesită cunoștință din partea lucrătorilor medicali, dar și examinări cum sunt tomografii computerizate, examinări la rezonanță magnetică și alte examinări ecografice ale organelor interne. În acest domeniu vreau să spun că în ultimii ani s-au îmbunătățit examinările pacienților, fiindcă noi ne aflăm aproape de centrele medicale din Chișinău și orice bolnav care necesită o examinare mai amănunțită se poate de efectuat această examinare. Numai cu eforturi comune, cu promovarea a modului sănătos de viață și profilaxia maladiilor